Ea reprezintă o sumă garantată. La final, una dintre voi va avea de luat o decizie foarte, foarte importantă care privește suma asta. Da. Și la ea mai adăugăm câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat la izolare. Da. Pentru că, iată, voi sunteți de nedespărțit. Însă, timp de o oră, voi rămâne numai cu una dintre voi și aș vrea să știu cu care. Cu mine. Cum ați ajuns la ideea asta, la decizia asta? Eu, în general, sunt mai norocoasă, așa. Aha. Iar eu am citit mai mult. Am înțeles. Da. O logică imbatabilă, da, noroc, da, citit. Da, da. Vă mai las câteva secunde. Deci, orice s-ar întâmpla, nu contează, noi mergem mai departe, cum am mers ca până acum. Firește, da? Te distrezi aici, Maxim Covali. Maxim, Maxim. Ne jucăm frumos. Mă simt Zidu mai mică decât sunt când mă uit la peretele ăsta. Zidu este super frumos și o să te placă, Maxim. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Eu o să încerc să răspund cât se poate de bine la cât mai multe întrebări și am încredere în tine că o să fie totul perfect aici. Okay. Perfect. O să fie bine, da? Da. O lași pe Sis în mâini bune. Sigur. Mulțumesc. Ne vedem la final, baftă, da, multă. Pa, 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 bezele, 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 pa. Sis, cum te simți? Mai bine. Ești mi-au mai trecut bine? Emoțiile, da. Am început să mă obișnuiesc. A plecat Mădălina, a ajuns la izolare și aș vrea să o vedem puțin acum. Da. Foarte important, ea nu ne vede, nu ne aude, nu știe ce se întâmplă aici în fața zidului, cum o să ne jucăm noi, cum o să dansăm, cum o să țipăm. Bine, anticipez eu niște lucruri. Tu o cunoști foarte bine. Spune-mi cum ți se pare acum. Puțin emoționată. Puțin serioasă, așa? Puțin serioasă. Ce îi spunem? Of, mult succes. Am încredere că alegi foarte bine. Eu mă lupt cu Zidu aici în față și cu siguranță vom fi cele mai fericite și cele mai norocoase la finalul emisiunii. Vom reveni la Mădălina puțin mai târziu, până atunci hai să-ți povestesc despre runda 2. Suma maximă este de 40.000 de lei. Runda începe cu două bile verzi. Verdele de bine, verdele aduce bani, iar tu poți să le plasezi unde vrei, de la 1 la 7. Mare atenție însă, pentru că la final avem și două bile roșii. Ele iau bani. Iar la mijloc avem trei bile albe, care sunt întrebările. Și ele se fac verzi sau roșii în funcție de cum răspunde Mădălina în camera de izolare. Hai să facem bani. Hai. Ramona, da, o să luăm prima bilă verde și vreau să-mi spui de unde vrei să o lansezi. Prima bilă verde va fi la cifra 3, pentru că este prima cifră din data mea de naștere. Care eu este? Sunt născută pe 31, deci următoarea va fi 1. Deci poziția 3. Este. Prima bilă verde, de la Marele Zid, pe 3. A plecat prima bilă verde, a ajuns la 3 și mai avem o bilă. Bun, 1, cifra 1. A doua bilă verde. A ajuns acum la 1. Ramona sau Sis, nu ne mai rămâne decât să spunem... Baftă, multă baftă. Baftă multă și să cadă bilele. Să țină cu mine. Te rog, te rog, te rog. Hai, 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 hai. Nu contează, suntem la început. Hai, unde hai că una a luat-o în dreapta. A luat-o în dreapta. A luat-o în dreapta. 40.000 de lei. 40.000 de lei și 1.500. Deci nu cred. Nu pot să cred. O lansare precaută și s-a dus pe suma maximă. 54.861. Am sărit de 10.000 de euro. Wow. O singură lansare. Cum te simți? Mai bine? Mai bine. Mergem mai departe? Da, da. Primele variante de răspuns. A. Chloe. B. Courtney. C. Kathy. Courtney. Courtney îmi sună anume de actriță. Cu siguranță, cred că va nimeri răspunsul. Bun. Atunci, spune-mi, te rog, de unde ai vrea să lansezi prima bilă albă? Totuși, să fiu precaută, de la cifra numărul 4. Cumva la mijloc, nu? La mijloc, da. Nu sunt chiar 100% sigură că va nimeri acest răspuns. Hai, hai. Care dintre următoarele nume nu se regăsește în faimosul clan Kardashian? O nimerește, Chloe, Sis. Courtney. Kathy. Deci nu cred. Da, o întrebare foarte interesantă din lumea mondenă, să spunem așa. Nu prea mă interesează pe mine clanul Kardashian, deși știu cine sunt. Păi. Nu pot să zic că sunt foarte, foarte sigură de răspunsul la această întrebare.
bine că nu e o întrebare la care să dublezi. Voi bloca varianta C, Kathy. Da, mă, tu erai foarte entuziasmată. Știi. Păi a zis că le știe. Bine, și eu de altfel le știu, că sunt foarte mediatizate, evident. Da. Și am zis că, da. Tu ce ai fi răspuns? Varianta A, cred că aș fi răspuns eu. Hai să vedem. Am încredere acum. Să întrebăm zidul. Eu zic că... Haide, te rog. Răspuns corect! Madalina a răspuns corect. Yes! Da? Yes. Bine că e acolo. Yes. Ce pot să zic? Corect. Pregătită? Ei. Hai să cadă bila! Hai! Hai, Ramona, arată-i! Dreapta! Porici! Dreapta! E bine! Hai, atât cu 7500, 5.000 de lei! E bine! Peste 1.000 de euro! E bine! Dintr-un foc! Hai să vedem totalul! Orice ar fi, eu nu mă supăr! 59.861 de lei. Și creștem, Nu trebuie să mă supăr pe el, că mi le întoarce după aia. Nu. Corect. Hai să mergem mai departe. Următoarele variante de răspuns. A. Martie și septembrie. B. Iunie și decembrie. C. Februarie și august. De zodi n-are cum să fie, că nu se pune cu cealaltă. De zodii, nu. Nu. Chiar nu pot să-mi imaginez. Ramona, noi putem dubla acum. Ai putea avea 2 bile albe și imposibil câștig de 80.000 de lei. Dar, evident, depinde de cum crezi tu că ar răspunde Madalina și dacă ar ști să răspundă. Am încredere în ea. Dublăm. Spune-mi, te rog, de la ce poziție? Pentru ea, întrebarea asta, de la 5... Este zona din dreapta, de sus, mai apropiată de valori mari. Haide-te. Prima bilă albă a plecat, a ajuns la 5. O să fie bine, sigur. A doua. Chiar acum a ajuns întrebarea la Madalina. În care dintre cele 12 luni ale anului sunt cele două echinocții? Martie și septembrie. Iunie și decembrie. Februarie și august. Îmi place foarte mult întrebarea asta. Eu îmi plac lunile anului din mai multe puncte de vedere. Voi bloca varianta A. Deci cum era? Da. Aș vrea să te pot ajuta, Ramona, dar îți mărturisesc că eu nu știu niciodată în ce lună sunt, nu știu ziua niciodată, câteodată nici anul, nu-l știu, deci habar n-am. Da, așa este, răspuns corect. Da? Este o întrebare ușoară, da. E ușoară. A fost o întrebare ușoară cât pentru ea și pentru mine. Hai să întrebăm zid. Nu mai, că știu. Ha, tot. Răspuns corect. Yes. Bravo, Madalina. Mulțumesc. Asta e foarte frumoasă. Cum e la voi? Cum e începutul? Mulțumesc. Două bile verzi, de la 5. Da. Apropiate de suma maximă. Ține de tine? Da. Să faci orice ca să le duci acolo. Trebuie. Ești gata? Da. Hai, să cadă bilele! Hai, că dacă vreți fac și un flic-flac aici. Da, a fi indicat, hai orice, Ramona! Hai, arată-le! Hai! Mare! 15.000 de lei și încă un leu! 15.000 de lei! 3.000 și ceva de euro! Hai să vedem totalul vostru, 74.862. Acum mai vorbim de bani. Și mai avem o întrebare. Yes. La runda asta. Da, hai să vedem următoarele variante de răspuns. A. Emmy. B. Grammy. C. Tony. Aoleu. Premiile Emmy. Dar nu e premiile Grammy. Nu știu, nici nu știu. Să zic, și Tony nu prea e din peisaj de acolo cu celelalte răspunsuri. N-are ce căuta. Aoleu. Deci am 70%, cred că va răspunde corect. Ești primul concurent care vine cu astfel, cu un astfel de procent. De 70%, da. Cred că va răspunde corect. Putem tripla, Ramona. Ăsta e momentul aici, care ai putea avea 3 bile albe gânduri. Care să cadă din același loc și un posibil câștig de 120.000 de lei.
De asemenea, dacă se fac roșii, știi foarte bine ce se întâmplă. Da. Nu cred că voi tripla, tocmai aia 30% procente sunt aici. Și voi merge pe o singură bilă, dar pe cifra 7. Explică-mi puțin. Este numărul meu norocos. Bun, îmi place cum gândești, Ramona. Hai să luăm o bilă albă. Verde, verde. A plecat bila. A ajuns la 7, întrebarea la Mădălina. Cum se numește premiul acordat pentru excelență în teatru, oferit de American Theatre Wing și The Broadway League? Emmy, Grammy, Tony. Iarăși o întrebare interesantă. Hai să vedem, nu sunt foarte sigură la această întrebare, dar cred că o să o iau prin eliminare. Tony, n-am auzit niciodată de un premiu Tony. Clar voi elimina varianta C. Dintre Emmy și Grammy, premiile Emmy, sincer nu mi-amintesc eu la ce se decernează aceste premii. Cred că voi merge pe varianta B. Grammy, blochez varianta B. Sper să fie corect. Și eu aș fi făcut la fel. A fi sau a nu fi Grammy. Da. Tu ce spui? Eu, la fel, la fel. Ești pentru teatru. Da. Teatru. Știu. Dar Tony, nu, n-am auzit altfel. Hai să întrebăm Zid. Nu vreau să mă uit. Ce-am făcut? Bine că n-am triplat măcar. Am avut un feeling așa. Premiile Grammy sunt premiile industriei muzicale. Cale, da. Așa este. Acum am iar zis. Ultima variantă, acel Tony, despre care n-ați auzit niciuna dintre acela voi, era. Nu sunt cred. În domeniul e teatru. E bine de știut. Pentru gata. Excelență în teatru. Of, dar se poate duce încolo, nu? Se poate duce așa. Eu sunt convins că poți să cadă așa. Bila. O să ieși așa, pe în diagonală. Nu acolo, oriunde la numai acolo, nu. Hai, acolo, nu. Hai, Ramona, hai, stânga, stânga. Nu cred. Nu pot să cred. Nici eu. 34.862. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Din păcate, trebuie să mergem mai departe cu bilele roșii. Tot roșii. Oh. Ele vor cădea de acolo de unde ai ales tu să lansezi bilele verzi. Exact. Și anume, 3 și 1. Of, vă iubesc și pe voi, oricum. Nu trebuie să fac. Prima bilă a ajuns. Și 3. Alt număr norocos al meu. A doua bilă roșie a ajuns la 3. Ramona, asta trebuie să fie o reprezentație de 10. Dar de 10 lei. De 10 lei, da. Da? Tu ai avut multe de 10, bănuiesc, multe medalii. De data asta 10 lei. Da. Hai să cadă bilele. Aici. Uite, sunt îmbrăcat în roșu. Hai, mic, hai, stânga, nu? Nu? Voi. Hai, nu, arată-le, Ramona. Nu, uite aici. 1. 100. Și 20 de mii de lei. Asta ne duce la 14.762. Nici o problemă, nici o problemă. Mai e o rundă. Cam, da, 60.000 de lei. Mai e o rundă. Ne întoarcem înapoi, la ei, imediat. Ai dreptate, mai este o rundă. Exact. Cum te simți tu? Cum? Aoleu, aș vrea să mă descalț. Vrei să descalți? Da. Vrei să descalți? Chiar te rog. Ia. Hai să ne descalțăm. Ah, ce bine. Mai bine? Da. Primul pas e făcut. Te simți mai ok? Da. Acum putem să facem și anumite scheme mai bine. Da.